Salut, numele meu este Florin și azi vreau să vă prezint noul update care s-a introdus în Minecraft. Noul update se numește 1.7.2. În acest minunat update, cel puțin eu l-am așteptat foarte mult, a apărut sticla colorată, care mi se pare o fiță, dar este utilă dacă vrei altă culoare la geamuri. Au apărut medii noi, de asemenea și copaci pentru acestea. Acesta este copacul de savană și acesta este baobab, ce cred că e baobab. Un copac care apare într-un tip de mediu, tot așa. Nu l-am, de fapt l-am găsit, dar dura foarte mult să intru pe fiecare mapă să vă arăt mediu. Uitați, am mai făcut unul, numai așa câte patru se pot face. Bun. Au apărut multe flori. Tufe din astea de două pătrățele și flori simple pe care le puteți pune în ghiveci. Au mai apărut și iarbă. Iarbă mai ciudată. Cred că sunt frunze uscate pe jos sau... În fine, asta. Podloz. A apărut nisipul roșu, Red Sand. Aici l-am pus ca să vedeți diferența dintre cel normal și cel roșu. A, dar să nu uit ceva foarte util, chestia asta cu hărțile. Puneți un tablou, puneți o hartă în el, nu mai rămâne harta în tablou. Acum, pe tot pătrățelul. Și mult mai ușor așa ca să vedeți, de exemplu, dacă vreți să puneți un colaj cu întreaga dumneavoastră hartă. Bănuiesc că nu încă pentru o mapă din asta. Faceți așa mai multe și se unesc. Hopa. În fine, a mai apărut sticla mată. Uitați, asta de jos este sticla mată. O puteți găsi în mediul de Antarctica, sau cel puțin așa îi spun eu. Este un mediu plin de gheață și zăpadă, unde se pot găsi columne sau obeliscuri din gheață. Au mai apărut pești noi. Uitați, acesta este peștele normal. Acesta este pufferfish, clownfish și raw salmon. Da, puteți mânca, bănuiesc. Nu știu. Ce nu am mai prezentat? Iarba dublă. Da. Da, portal din Nether. Acum puteți face portalul din Nether cât de mare doriți. Înainte era limita de, nu știu, 10 sau 12 bucăți de din asta obsidian. Acum puteți face și din 1000. În fine, am încercat să fac unul până la cer, dar mi s-a bugat mapa și s-au produs găuri în ea. Cam atât. Nu știu, sper că n-am uitat nimic. Ba, stați. Am uitat să prezint mediile alea. Nu o să mă duc acum să le caut, așa că am făcut niște poze. De fapt, am descărcat de pe Google niște poze cu acele medii. Stați să văd. Deci, acesta este mediul de savană. Cum vedeți, iarba este mai galbenă. Bun. Acesta este noul mediu de munte. Mare diferență nu este, doar că munții sunt mult mai bine sculptați și au un relief mai aparte. În fine. Pădurea de molizi gigantici. Azi zice, acolo se găsește iarbă din asta, cum am zis, cu frunze pe jos sau, în fine, potloz, nu știu. Această pădure, copaci din aia gen baobab, din aia destul de groși. Și aici se pot găsi și ciuperci printre. Asta este foarte fain. Noaptea e foarte întuneric, acolo e plin de mobi oricum și ziua. Antarctica, uitați aici. Bun. Mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Și... În fine, nu cred că va mai fi o dată viitoare când voi face videoclipuri. Sau dacă voi face, nu va fi prea curând. În fine.